Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a dialogurilor academice. De data aceasta am deosebită plăcere, bucurie, dar și onoare să îl am în studio pe domnul profesor Adrian Bejan, unul dintre cei mai remarcabili oameni de știință plecați din România, membru de onoare al Academiei Române. Domnia sa este în momentul de față profesor, distinguished profesor de inginerie mecanică la Universitatea Duke din Statele Unite, a devenit membru de onoare al Academiei Române în 2011, este membru de onoare al Academiilor de Științe din Moldova, Mexic și Turcia, membru al Academiei Europea din 2013. S-a născut la Galați, a plecat foarte de tânăr în Statele Unite, a fost olimpic internațional la matematică și a putut să studieze de la început inginerie mecanică la MIT, unde termină studiile în 1972, obține la aceeași prestigioasă universitate Massachusetts Institute of Technology diploma de doctor în inginerie mecanică în 1976, este fellow al Universității Berkeley din California între 1976 și 1978, este Research Fellow la Universitatea din Colorado între 1978 și 1984, devine profesor plin, titular, full profesor la Duke University în 1984. În momentul de față, așa cum spuneam, domnia sa este J.A. Jones Distinguished Professor of Mechanical Engineering la Duke University, ceea ce este absolut remarcabil în legătură cu domnia sa și sigur că o parte din dialog pe această temă se va concentra, este modul în care reușește să folosească o strictă specialitate în termodinamică și să arate care sunt dimensiunile și morala generală cu privire la felul în care noi putem să înțelegem diferite fenomene care la prima vedere sunt complet lipsite de legătură între ele. Trebuie spus că ceea ce probabil nu-și doresc neapărat de la început oamenii de știință, în cazul domniei sale s-a întâmplat un lucru extraordinar, numele propriu Bejan devine un nume comun pentru că devine numărul Bejan, devine o noțiune științifică, așa cum, să spunem, mutatis mutandis, avem numele lui Newton care se transformă într-o denumire de fizică, avem numele lui Coulomb care se transformă într-o denumire de fizică, deci este această extraordinară evoluție științifică în care un nume propriu rămâne în istoria științei ca un nume comun pentru o anumită descoperire extraordinară. În cazul de față, în domeniul termodinamicii, domnia s-a introdus două grupuri adimensionale care au primit numele onorific de Bejan Number. Vom vorbi astăzi și despre conceptul principal pe care l-a introdus, pornind de la termodinamică, această lege constructală, s-ar putea numi într-o traducere făcută ad hoc în limba română, Constructal Law, pe care o propune în 1995. Este în momentul de față unul dintre cei mai citați autori români din străinătate din toate timpurile, pentru că în domeniul ingineriei se află printre cei mai 100 de citați autori, între primii 100 ingineri din lume care au citare. Domnul profesor Bejan a primit medalia Benjamin Franklin în domeniul ingineriei mecanice în 2018, o medalie care este acordată începând din 1824 de Institutul Franklin din Philadelphia unor personalități științifice precum Nikola Tesla, Thomas Edison, Marie Curie, Max Planck, Albert Einstein, Stephen Hawking, Bill Gates. E un fel de, să spunem, premiu Nobel în domeniul ingineriei. La nivelul acesta am putea vorbi. Medalia i-a fost acordată pentru această teorie constructală care prezice, face predicții cu privire la designul natural și la evoluția acestuia în domeniul ingineriei, în domeniul științific, în domenii ale științelor sociale. De asemenea, a primit premiul Humboldt al Fundației Humboldt în 2019, L'Ordre de Palma Academic, acordat de președintele Franței în 2020 și este doctor honoris causa al mai multor universități de prestigiu, dintre care amintesc aici ETH Zurich, INSA Lyon, Henri Poincaré, Nancy. I-au fost traduse în limba română mai multe cărți care au apărut în mod original și originar în Statele Unite și în momentul de față este cu noi în București pentru a prezenta și această activitate publicistică
Și așa cum spuneam puțin mai devreme, ieri am avut bucuria ca în aula Academiei Române, cu prilejul sărbătoririi Zilei Academiei, să ascultăm o conferință a domnului profesor Bejan, în care prezintă această concepție pe care domnia s-a introdusă, legea constructală, și în care prezintă dintr-o perspectivă pluridisciplinară, dar pornind de la specializarea domniei sale, care este termodinamica, prezintă cum anume fenomene foarte diferite, foarte disparate, pot fi aduse la un numitor comun și cum anume putem gândi într-o manieră foarte originală și profundă unitatea aceasta mai adâncă, mai profundă a lucrurilor. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat acest dialog și aș vrea să începem cu ceea ce ar putea să fie anii formativi ai dumneavoastră. Ați plecat de la Galați, ați făcut sport de performanță, ați fost în același timp olimpic internațional. Cum se puteau acele lucruri acum câteva decenii? Well, totul a început, bineînțeles, în familia în care am crescut. Deci asta mi-a fost prima școală. De fapt, ascultându-vă, mi-au derulat prin minte primele imagini și impactul profund pe care părinții l-au avut și bunicii, de fapt, locuiam împreună. Bunicii au insistat ca eu să nu fiu trimis la grădiniță prea devreme, ci să mă joc pe stradă, că este o școală mai bună, deci o școală plină de libertate și de amiciție. Și era vremea în care puteam să jucăm fotbal pe stradă până și seara târziu, fără să ne fie frică de exact mașini sau de altceva. Nu erau mașini, în primul rând. În primii ani ai anilor 50, jocul de pe stradă erau lupte, deci războaie între străzile vecine. Noi eram foarte mândri că nu pierdusem o singură bătălie. Și, de fapt, ne luptam serios, fabricam arme, înțelegeți. Aveam un fel de, să zic eu, mândrie de echipă, o echipă formată natural. Tactici complexe și strategii foarte exact, sofisticate. Exact, și punctualitate în execuție și toată lumea era prezentă. Erau lideri, deci, pe bază de vârstă. Eram, deci, un fel de infanterist, rangul meu era minor. Vreau să spun că spiritul de echipă vine de pe stradă. Basketul a fost ceva aproape simultan, pentru că strada pe care am crescut era, de fapt, o latură a terenurilor sportive ale orașului Galați. Eram băiat de mingi la totul, de la volei, basket și tenis, la orice, în timpul iernii era hockey, că se îngheța apa pe suprafață. Deci, în ciuda vremurilor, era o copilărie liberă. Asta una. Pe de altă parte, la Galați, Galați în acea perioadă era un centru cultural, un centru comercial în istorie, nu combinatul ăsta care a transformat totul într-o direcție, din punctul meu de vedere, negativă. Deci se vorbea în limbi străine, la colțul străzii era consulatul portughez, pe strada noastră fusese consulatul german. Deci era un oraș cosmopolitan, erau mulți evrei pe strada mea, deci toată lumea era cu noi. La două străzi era liceul Vasile Alexandrii, unde am mers 11 ani la rând. Pe vremea aceea, o școală era o școală în perpetuitate. Nu umblai de la o școală la alta în funcție de vârsta ta ca elev. Și deci continuitatea a fost o altă lecție cu care am rămas. Adică dacă încep ceva, deci un proiect, îl duci până la sfârșit. La MIT, de exemplu, după diploma de inginer, nu mi-a trecut prin minte să mă duc la o altă universitate pentru
postgraduate studies. Am rămas S-a schimbat foarte mult modelul acesta, pentru că tinerii astăzi trebuie să meargă în foarte multe locuri până reușesc să obțină o tenură, să se poată ca titulariza. Să vezi, însă, da? când faci o schimbare, pierzi timp, nu numai asta, însă îți pierzi din personalitate, pentru că personalitatea se formează pe parcurs, o formezi tu în acel canal de progres, și atunci când schimbi macazul, n-am făcut-o, adică știam de mult că nu e bine. Deci îți răspund la întrebare despre început într-un mod cronologic. O altă fațetă a acestui început este faptul că la Galați, poate și în alte localități, însă la Liceu Vasile Alexandrie, educația pe care am primit-o a fost o educație europeană, adică generală. Am învățat geografie, fizică, matematică la în extremis. De fapt, matematică la Galați se făcea ca un fel de sport de performanță. Toți copiii de pe stradă erau foarte buni la matematică. Și desen, de exemplu. Vorbind de desen, părinții au depistat din când eram, de fapt, prin clasa a doua, că am o înclinație spre desen și m-au înscris la școală de bele arte în orele de după școală. Și am mers acolo, cred că vreo 4 ani. Nu m-am mai aduc aminte, însă eram mic, deci înainte de ciclul mediu. Și am avut colegi pe care îi invidiam, pentru că toți erau foarte buni cu artele plastice. Un nume care nu o să-l uit niciodată era Radu Boruzescu, dacă ați auzit de dumnealui, scenograf. Da. Da. Numai la câțiva ani mai târziu, când a trebuit să învăț geometrie analitică sau alte lucruri mai, geometrie descriptivă, totul era floare la ureche, pentru că văzând în spațiu... Lecțiile de desen v-au ajutat foarte mult. Sigur, da. Sigur. Și după aia dinamica, deci vorbea de Newton, este de fapt o geometrie în spațiu care include mișcarea corpului prin acele linii de parcurs, toate mi erau cunoscute. Vorbind de dinamică, acum cu sportul, eram toată viața mea băiat de mingi, după aia am progresat la altitudinea cea mai înaltă accesibilă mie, în basket. Aia e o dinamică, deci mersul mingii este... cum se cheamă, ciocnire după ciocnire, inelastică, peste tot, din parchet până la panou și inel. Deci o să vorbim despre asta. Toate experiențele astea din copilărie au fost formative pentru ceea ce ați făcut mai târziu. Da, și ați reflectat încet, încet, din ce în ce mai abstract și teoretic, asupra unor chestiuni concrete. Însă ceea ce pictez în această istorie este faptul că am devenit, ieri am folosit cuvântul ambidextru, am devenit conștient de imaginea totală, generală, a mișcării, a performanței, bineînțeles, a libertății în a face decizii de a merge aici sau aici sau să rămâi aici, dacă e mai bine pentru tine. Însă vreau să spun, imaginea de ansamblu și... Vorbeam de spiritul de echipă. Tot acolo este sistemul de merit. La matematică nu e, să zic eu, un premiu în funcție de cine sunt părinții. Acolo e vorba de ceea ce produci tu, ori nu numai talentul, însă și performanța ta în acel moment, care durează numai 60 de minute. Însă e la fel și la basket. De fapt, mi-aduc aminte când am absolvit liceu, eram absolut convins că antrenamentul la matematică este identic cu cel de la basket. Și asta înseamnă... E ceva foarte competitiv și sportiv și în spiritul matematicii, da. Nu, cu program. Nimic nu era pentru uciderea omului, era pentru
o plăcere de a face un lucru foarte bine, ori cât mai bine posibil. Și facerea acestuia necesita, de exemplu, somn regulat, o viață curată, o viață cu obiectiv, cu lucruri frumoase în față, nu cu, să zic eu, prostii ori greșeli și regrete. Și să spunem totuși că basket nu ați jucat doar în curtea școlii, Vasile Alexandri din Galați, și ați fost în echipa națională a României. Sigur, însă aia, corect. Însă vreau să spun că a ajunge la acel nivel a fost o progresiune în continuu, fără obiectiv, adică m-am trezit jucând la nivel din ce în ce mai mare. M-am trezit câștigând un concurs de matematică să plec la MIT. M-am trezit că de fapt a fost o surpriză prima dată când am câștigat un premiu la Olimpiadă. Nu mă vedeam în acea poziție. Profesorul, deci antrenorul meu de matematică, a fost total surprins că am adus un așa premiu. Pentru că toți din clasă erau buni, înțelegi? Și ai mei, de fapt, m-au întrebat cineva acum 2 ani, tot așa la un interviu, sugestia tacită era că părinții puneau presiuni pe mine să performez. Era complet invers. Părinții nu spuneau nimic. Cel mult zâmbeau, cel mult, însă nu era niciun fel de eveniment. Zero. Părinții mei erau educați în anii interbelici, tatăl veterinar, mama farmacistă, deci aici în București, ambii primii mergând la universitate din familie lor. Tatăl meu venise de la țară, fusese de fapt salvat de armata română, era desculț când a fost luat din sat. Familia e originară din zona Galați? Tatăl, da, din satul Slivna, de lângă micul orășel Berești, la sud de Bârlad, și a fost pus în liceu internat din Iași, care era echivalentul cu Vasile Alexandriu la Galați. Deci o de mare prestigiu. Exact, și cum se zice, armata română l-a făcut om pe tatăl meu. Mereu vorbea despre efectul de civilizație pe care reprezintă această instituție, deci armata din acei ani. Și după aia a venit război și alte lucruri care au fost foarte, foarte, să zic eu, pentru mine pline de impact. Adică ocazii neinvitate de a face comparații. Tatăl meu a fost închis în 1948 pentru că era un om liber, adică înainte de ruși, tatăl meu era antifascist. Când au venit sovieticii, tatăl meu a depistat imediat că noul regim era fascist, yeah. Și vorbea despre asta și după aia a dispărut. Mulți ofițeri au avut această soartă dramatică. Tristă și i-am cunoscut de fapt pentru că tatăl meu a fost norocos că a fost eliberat, însă nu trimis la canal. Nu făcuse nimic. Crima lui era că era, vorbea. Asta era crima. Însă, în anii 50, când colegii lui erau eliberați unul după altul, erau dați afară din servici, tatăl meu era unul dintre ei, însă cei noi eliberați veneau pe la noi prin casă, la masă. Și eu ascultam de ce vorbeau. Și de aici un răspuns în mintea mea, adică o viziune de, să zic eu, viitor. Basket era una, eram mic, însă eram băiat de minci. Voiam să devin și eu să port tricou național, era un fel de vis. Însă
toți oamenii ăștia care treceau prin case, fuseseră colegi de facultate în anii 30, vorbeau de profesorii lor universitari. Vorbeau de prelegerile pe care le ascultaseră. Și până și la bancurile pe care profesorii le spuneau în timpul acestor prelegeri. Și de mic copil, jucându-o pe sub masă, eu am dedus că cea mai importantă profesiune în viitorul meu este cea de profesor universitar. Că dacă voia să mă întrebați când am decis să devin profesor, atunci am decis. În acele mese când i-au zis tatăl meu să pe colegii noștri. Nu aveam pisică sau câine, eram acolo ascultând. Ați absorbit, ca să zic așa, prin osmoză aceste idei. Însă ajung la o atmosferă în care în casă se vorbea una, însă la școală și bineînțeles la defilare și în alte locuri lozinci, toate spuneau deci același lucru, era, adică lucruri diferite, însă în stradă era un zgomot într-o singură notă. Acasă era mult mai interesant, pentru că vorbeau de impresii din trecut, bunicii tot așa educați vorbeau despre lucruri și mai vechi, Regina Maria și, mă rog, viața lor. Bunicul meu fusese elev la școala de arte și meserii din localul Polizu, care a devenit deci al... Universitatea Politehnică de astăzi. Exact, da, acolo el fusese... Și o tradiție inginerească în familie. Fusese coleg de clasă cu Brâncuș și alții. L-a avut profesor pe Ion Mincu și vorbea despre oameni care... Deci a fost la arhitectură, nu la Polizul, la Politehnică. Nu, acești oameni de mare prestigiu erau profesori acolo la școala de arte și meserii. Deci echivalentul cu arze metier în la Paris. Cum îți spun, era o casă plină de cărți vechi, nu publicate de comuniști. Cărțile astea vechi erau, de fapt, trecute din mână în mână printre copiii ăștia performeri de pe stradă. Aveau și ei bibliotecile lor. Și aceste cărți vechi erau rupte, erau atât de mult citite încât paginile începuseră să se desfacă. Bunicul meu, ăsta de la școala de arte și meserii, le relega, adică avea tehnica, cum se cheamă, bookbinding. Legătoria de cărți. Cu clay, cu coperte tari. Și o viață de copil foarte, foarte interesantă și de viziune a lumii, în ciuda faptului că nimeni nu putea să călătorească. Da, foarte interesant ceea ce evocați. Deci, pe de o parte, mediul acesta familial, care v-a dat stabilitate, dar și o educație bună, solidă, în care auzeați alte lucruri decât cele care erau scoase în mod oficial. Spiritul de echipă, dar și de competiție de pe stradă. Și de merit. Și copiii cu care făceați alianțe vremelnice ca să câștigați și apoi meritul din școală, pentru că matematica, de pildă, nu poate să fie, cum să zic, premiile acolo nu se pot și la sport. Dacă, într-adevăr, și la sport. Toate lucrurile acestea au fost foarte formative. Ajungeți în Statele Unite. Cum s-a făcut trecerea de la Galați, să spunem, din România, la MIT? Primii ani de studenție și apoi doctoratul în America. Floare la ureche. Ajuns la MIT, am fost șocat să descoper că era foarte ușor. Erau diferențe, toate în direcția ușurinței. De exemplu... În ce an ați ajuns la MIT, domnule profesor? În februarie 69. Și acolo, la Galați, terminasem 2 ani când am făcut această competiție. La MIT m-au luat în mijlocul anului 2, deci am pierdut un semestru. N-am pierdut nimic, de fapt... În retrospect, ar fi trebuit să încep de la început ca să simt mai bine pe pielea mea o diferență dacă ar fi existat.
De exemplu, într-un subiect precum matematica aplicată sau mecanică, deci o disciplină concretă cu parte abstractă, cu altă parte aplicată, însă vreau să spun ceva fără dat cu mâinile așa, era ceva concret și corect sau nu. La MIT se preda partea fundamentală, nu teoria șurubului. La Galați, la Politehnică, era mai mult teoria șurubului, adică cum să proiectezi ceva să nu se rupă. Vă pregăteau să fiți inginer pentru producție. Corect, deci un fel de, se cheamă skill în engleză, deci un om familial cu tehnologia, cu... la MIT nu era timp suficient pentru detalii pe care le poate face un tehnician. La MIT aveam dat seama imediat, era vorba de lucruri interesante care cereau puțin timp, pentru că erau atât de multe lucruri interesante, inclusiv istoria științei, încât trebuia să sărim ca din piatră în piatră, să trecem rău. Permiteți o întrebare complementară. În programul de la MIT la vremea respectivă, alături de disciplinele fundamentale, științifice, tehnice, existau și discipline complementare din domeniul social-umanist. La vremea respectivă, Noam Chomsky era profesor la MIT și una dintre cele mai importante figuri asociate cu MIT. Era liderul demonstrației în favoarea și pentru suport pentru Ho Chi Minh în Vietnam. A rămas până acum așa, dar eu n-aș insista pe latura aceasta, cum să zic, anarho-marxistă și așa mai departe. Mă refer la el ca lingvist, ca om de știință și matematician, pentru că e de fapt un matematician. Și departamentul de filozofie de la MIT este unul de top. Sigur. Era, pe vremea aia se chema, poate încă, departamentul de humanities. Da. Deci întrebarea era în programul dumneavoastră la college, ca student inginer, viitor inginer. Toți... aveați loc pentru aceste discipline și ce rol ar fi avut el? Eu eram chiar în acea, să zic eu, linie de producție când a fost instituit acest regulament ca toți studenții să ia un curs de humanities în fiecare semestru. În fiecare semestru? Yeah. Și deci nu în program, ci odată pe semestru. Yeah. Și aveam la alegere, aveam la alegere, de exemplu, primul curs de acest tip, economics, deci economie. Eu nu știam nimic despre cerere și ofertă și deci concepte contrar marxismului. Însă a trebuit să învăț în mers. De fapt, învățam și limba engleză în mers, pentru că la Galați eu studiasem franceză, nu engleză. Totul a fost foarte ușor pentru cineva din... De fapt, toți românii descoperă că engleza e foarte ușoară, pentru că lexiconul este trei sferturi latin. Da, se pare că și fonetica noastră ne ajută să ne adaptăm la fonetica. Exact. Reciproca nu e așa de ușor de văzut. Englezii care încearcă să vorbească limbi străine au dificultăți la partea de fonetică. Da, numai că ei au un clasament al limbilor ușoare și română este în primul rang la toartă cu celelalte limbi din latina vulgară. Deci am avut norocul să fim în acel grup. De fapt, avem un noroc mult mai profund, pentru că suntem acasă și cu cuvinte și sunete din limbile slave, germanice. Așa ne-a fost istoria și geografia. Suntem foarte norocoși cu locul nostru în lumea avansată, noi românii. Și este un avantaj care trebuie exploatat și predat altora, deci din aceste părți. Adică, ca un remediu pentru pesimismul nostru, aș spune congenital. Cum am spus ieri,
slujba mea de ieri era spre optimism, nu da. Pesimism. Împărtășesc această trăsătură de caracter și eu sunt foarte înclinat să văd lucrurile într-o lumină favorabilă. Să fim serioși, da. Veștile sunt bune. Cea mai bună parte este că suntem aici, că putem vorbi, că respirăm, că suntem vii, asta este deja un lucru extraordinar. Și că suntem în viață și spunem și bancuri. Asta este un avantaj. Și la tine spuneau, atâta timp cât respirăm, trebuie să fim optimiști, să sperăm. Exact. Spiro, spuneau ei. Corect. M-am luat cu vorba, însă m-a întrebat cât de dificil a fost. Da, v-am întrebat despre tranziția la MIT pornind din România și am înțeles că formația solidă de la Galați, cei 2 ani de inginerie la Galați, v-au ajutat foarte mult. Începusem să răspund, deci am descoperit că era ușor. Okay? Atât de ușor încât după primele două semestre m-am trezit la că eram de fapt premiantul lor, okay? Cu notele cele mai mari. On the Dean's List, cum se spune. Ea se cheamă la MIT Honors Course. Era un grup, deci un club de vreo 2 sau 3 studenți dintr-un cum se cheamă, eșalon de 60 care erau scutit de unele cerințe. De exemplu, pe acea vreme, pentru a lua diploma de inginer, trebuia să faci o teză originală pentru diploma de inginer. Deci nu un proiect, ci un proiect mai general, de exemplu, o idee care este ideea ta, să o iei de la cap până la sfârșit și lucrezi la ea tot timpul în anul numărul 4. Am fost scutit de acest să zic eu, treaptă, pentru că un an mai târziu, la masterat, trebuia să fac o teză oricum și deci teza mea de masterat a contat și pentru teza de Bachelor of Science. Deci a fost ușor. Dificultăți, de exemplu, cu limba nu au existat pentru că m-am trezit că visam în limba engleză numai după primele 2 luni. Deci nu m-a mai preocupat traducerea, îmi intrase, de fapt eram singurul din România, eram singurul din țările din Pactul de la Varșovia. Pe vremea aia erau foarte puțini studenți străini în dormitorul unde eu eram o piesă principală din cauza basketului. Toți amicii mei erau americani, mă învățau slang și obiceiuri și, de exemplu, că de fapt muream de foame în perioada aia, că n-aveam, bursa mea era foarte mică și aveam, în acea perioadă, aveam 4 slujbe în campus, deci ca să mă susțin. Și 4 diferite în același timp, pentru că colegii mei de dormitor făceau treaba asta și vorbeam cu ei despre faptul că nu aveam bani și a spus, nicio problemă, vină cu noi și faci ce facem. Oricum, sistemul american la care este că plătesc familiile pentru studii. De vreme aceea, foarte poate puține cazuri în care ai niște burse complete. Aveam impresia că amicii mei de dormitor nu erau băieți de bani, gata. Erau un dormitor de băieți. A devenit mixt numai în ultimul an când eram, deci în anul 4. Însă, ca să se spun întrebarea de cât de dificil era. La începutului aveam o corespondență cu aerograme, deci scrise pe hârtie, cu foștii colegi de basket, pe care o am, de fapt, și astăzi, prin telefon. Ăștia sunt familia de atunci. Însă, ajuns proaspăt în America, unul îmi scrie, care e diferența? Poți să-mi dai un exemplu de care e diferența între America și România? Și m-am trezit scriind, hei, Dane, nu e nicio diferență. Însă, era spațiu acolo pe aerogramă să scriu mai mult. Și am spus, hai să spun ceva. Este o diferență aici, în America, spre deosebire de România, polițistul de pe stradă este cel mai bun prieten pe care îl ai. Sistemul, nu îl percepeai ca fiind opresiv. Yeah. Dar nu ți era teamă de autoritate, nu, în general? Autoritatea era acolo să te ajute?
În caz de necaz, tu alergai spre polițist, da. Nu? S-au mai schimbat puțin lucrurile. Atmosfera generală în America acum nu este chiar aceea din anii 60, așa, dar, într-adevăr, încrederea americanului în general, instituție, este mult mai ridicată decât în Europa și cu atât mai mult în România. Suntem foarte America... dezienți, foarte sceptici cu privire la buna credință a autorităților. Deci, ce am scris, deci, această diferență hazlie... îmi reamintește de faptul că mi-ar fi prins bine dacă erau mai mulți polițiști. Și mi-am adus aminte de o vorbă preferată a tatălui meu, sat fără câini. Da. Asta era America. Da. V-aș propune să ne îndreptăm ușor către partea care reprezintă contribuția noastră puternică la știință, la inginerie. Și aceasta, în ultima vreme, este comunicată unui public mai larg și eu mă înscriu în acest public mai larg pentru că nu sunt de profesie inginer, nu am făcut studii sistematice în domeniul științelor naturii. Am studiat ceva matematică atât cât era nevoie pentru filozofie și pentru logică, eu fiind, de fapt, specializat în logică. Ne-ați prezentat ieri în această fascinantă intervenție, conferință pe care ați făcut-o în aula Academiei, o viziune cu privire la felul în care trebuie să urmărim să înțelegem lucrurile. Și am reținut din ceea ce ați spus că nu poate și nu trebuie să fie o ruptură de comunicare între limbajele științelor naturii și limbajele științelor umaniste. De asemenea, ați pornit de la o fenomenologie foarte bogată și ați încercat să ne arătați care sunt elementele comune pe care noi le introducem sub forma unor modele interpretative și de înțelegere. Și ajungem încet, încet la această lege pe care dumneavoastră ați introdus-o, constructal law, lege constructală, s-ar putea traduce în limba română. Și o primă sugestie care vine imediat este antinomia cu ceea ce sunt fractalii. Deci dacă există ceva la nivelul acesta al unei construcții alternative. Și din această perspectivă, pentru că timpul va curge foarte repede și îmi place să vă ascult, adică dumneavoastră vă veți dezvolta ideile acestea și să nu vă mai întrerup foarte mult, cum vedeți raportul între științele fundamentale, așa zisele științe fundamentale, și științele aplicative? Pentru că în ultima vreme am auzit opinii extraordinare din partea unor matematicieni că ei ajung să învețe mai mult de la ingineri ca să dezvolte anumite domenii ale matematicilor abstracte. Am un coleg geometru care îmi spune că în ultima vreme sunt ramuri ale matematicii care mai degrabă se dezvoltă pornind de la ceea ce fac fizicienii sau de la ceea ce fac cei care aplică noțiunile respective în vari domenii. Care este poziția noastră în această luptă, să zicem așa, ideologică în câmpul științelor? Well, în primul rând, eu nu citesc mult, ok? Eu scriu ce îmi vine și nu-mi pasă de durerile altora din știință și mai rău, sunt împotriva durerilor că nu le simt. Cei din matematică, matematica este un limbaj, nu-i fizică. Este în știință un reper de om foarte, foarte important, Gibbs, Joanna Willard Gibbs, mare figură în fizică, mai ales în termodinamică, care fusese inginer mecanic. De fapt, primul din istoria Americii care a obținut un doctorat în inginerie mecanică la Yale. Era făcut o teză de doctorat despre proiectarea roților dințate. Și roțile dințate au, fiecare dinte are o formă specială, astfel încât în timpul rotației un dinte se rostogolește pe dintele pe care îl împinge. Deci roțile dințate nu se freacă prin alunecare, ci se freacă prin rostogolire, adică foarte, foarte puțin, frecare minimă. Și deci el, ca inginer, a fost provocat să învețe geometria analitică și asta el a introdus în termodinamică
o reprezentare matematică a relațiilor între proprietățile unui sistem, de exemplu presiune, temperatură, energie, alte măsuri, acestea el le-a proiectat ca suprafețe în spațiu, ca suprafețele dinților de roți dințate. Și acest Gibbs e cunoscut pentru multe maxims. O zicale. Una este că un matematician poate să spună și să scrie tot ce îi trece prin minte. Mm-hmm. Un fizician trebuie să fie cel puțin în mică parte sane, adică sănătos la minte. Ca să vezi. Deci, matematica nu este despre reprezentarea naturii. Fizica este în fizică, deci în științele naturii, că asta înseamnă fizica, o altă treabă. Pe vremuri, nu exista fizică spre deosebire de biologie. Cuvântul biologie nu exista până înainte de mijlocul anilor, adică înainte de în jur de 870. Se chema științele naturii. Iar cu câteva secole înainte le numeam natural philosophy, ceea ce era filozofia naturală, ceea ce era de fapt fizică. Științele naturii însemna totul. Da. Era, din punctul meu de vedere, o știință mult mai... nu numai sănătoasă, însă plină de creativitate, pentru că erau mulți polimați, adică oameni care făceau tot felul, Da Vinci fiind Newton, toți erau în joc, jucau multe sporturi în același timp cu știința. După aia s-a divizat lumea academică. Revenim la fizică. Munca e de două feluri. Este cea aplicată și cea teoretică. Cei care fac teorie sunt aia care prezic cum lucrurile trebuie să fie, înainte ca tu să te uiți la ele. Mie îmi place asta, adică îmi vin idei și să le desenez, adică înainte de a le compara cu realitatea. Mare majoritate, mai ales acum cu aceste tehnologii de măsurare, de comparare, de acumulare de măsurători și umbletul pentru a vedea corelații și mesaje din dealuri și munți de măsurători. Asta se cheamă empirism și este făcut de mulți. Acum, bineînțeles, mașinile fac treaba asta. Nu mă interesează asta. Modelarea este o muncă empirică, adică te uiți la măsurători și după aia te lauzi cu ele în fața altora și le spui, uite-te, vezi? Cu alte cuvinte, dacă aș fi în sala respectivă, aș spune, da, văd, însă ce mi-arăți? Adică ai vreo idee? Nu există un așa răspuns la munca de modelare sau de empirism. Din partea asta a fileului, unde eu mă aflu, jocul este complet diferit. Este un joc plin de riscuri. Îmi vine o idee și dacă am, să zic eu, o brichetă aprinsă în fundul meu, sar în sus și o strig, ok? Asta e treaba. Și deci aș zune la treaba cu teoria constructală și ați adus vorba de fractali. Ar fi metodologii opuse. Adică nu e opusă. Adică opusă în sensul că este descriptivă. Geometria fractală este o tehnică de a face desene automate pe baza unui algoritm. Algoritm înseamnă o regulă, un fel de, să zic, formulă de recurență în matematică. Ai făcut una, de exemplu, să rupi un segment în două
Și după aia tu continui să rupi acele mai mici segmente din nou în două bucățele și, și trebuie să o faci ad infinitum ca obiectul, adică desenul, să devină un fractal. Am avut mare nenoroc că eu nu sunt cititor și deci eram inconștient de treaba cu fractalii. Însă eu făceam desene, deci eu descoperam desene care curg din ce în ce mai ușor. Treaba cu plămânul uman și cu delta unui fluviu, asta eu... Imaginele sunt aproape superpozabile. Sunt aceeași idee. Din munca mea erau deduse, nu copiate. Nu făceam, cum se cheamă, pictură moartă, ori natură moartă. Eu aveam aceste desene în minte dintr-un principiu. Și în momentul, adică în acea perioadă, nu știu dacă Alexandru era cu mine în momentul ăla, aveam un student... Vorbim de profesorul Alexandru Morec, care e membru corespondent al Academiei și care e profesor la Universitatea Politehnică. Și care și-a luat doctoratul la Duke. Și aveam un doctorand din Brazilia, Marcelo Herrera. Și cu Marcelo aveam un fel de, să zic eu, piesă de comedie care nu se termina. El îmi spunea ceva în portugheză și eu îi răspundeam în limba română. Condiții ideale pentru a vă înțelege. El râdea de mine, eu râdeam de el. Da. Că el vorbea prost românește. Și ok. Și într-o bună zi vine la mine cu accentul lui și spune: domnule profesor, este o carte care are desene care arată ca desenele dumneavoastră. Și am spus, ok, mă interesează, am dum cartea. Și mi-aduce cartea asta faimoasă de Mandelbrot, se cheamă The Fractal Geometry of Nature. Now, Mandelbrot crescuse în Varșovia până la vârsta de 10 ani. Și după aia un unghi de-a lui l-a luat la Paris. Deci a crescut în limba poloneză și i-a venit ideea asta cu facerea automată de desene pe bază de un algoritm inventat. Desene însă cu scopul de a ajunge să arate ca ceva din natură, deci desene ierarhice. Și văd acolo la pagina 32 că el, Mandelbrot, a ales un cuvânt din limba latină, frangere, un verb care înseamnă a frânge, ca nume pentru acest procedeu mecanic. Și a spus lui Marcelo: ăsta nu știe latină, natura nu frânge lucrurile până să le facă praf, a avut miliarde de ani timp să facă totul absolut praf. Da. Natura, de fapt, construiește, pune lucrurile ca cărămizile într-o clădire. Trebuia să fie folosească un alt verb, construire, care, bineînțeles, este verb și în portugheză și în românește. Da. Și am spus, titlul naturii este Constructal, not Fractal. Deci, cuvântul constructal a fost un banc. Și marea șansă era că în timpul acestui banc aveam două articole deja acceptate să fie publicate, însă eram în fază de corectare a paginilor deci netipărite. Și am introdus bancul la sfârșitul articolului, numind acest principiu pe care eu îl foloseam Constructa Law. Deci, de fapt, traducerea dumneavoastră este corectă, legea constructală a evoluției din natură. Între noi, deci românii, știm înțelesul cuvântului evoluție, care are o direcție în el, deci rostogolire înainte, spre deosebire de rostogolire invers, care se cheamă revoluție. Și deci totul
E foarte clar atunci când ești conștient de înțelesul fiecărui cuvânt. Fiecărui cuvânt. Deci, discuția dumneavoastră mă interesează pentru că la baza logicii este un lucru foarte necesar. Este ca toți, vorbitorul și cei din cei prezenți, audiența, să aibă un agrement, adică să fie de acord cu faptul că un cuvânt are un sens. Cu alte cuvinte, eu dacă spun brânză, cel din sală nu înțelege pâine. Okay? Da. Din păcate, mai ales acum în era internetului, lumea vorbește fără disciplină. Deci este un fel de progresiune oarbă și rapidă către turnul Babel. Toți vorbesc, nimeni nu ascultă. Asta este și rolul nostru, al celor care suntem profesori. Dumneavoastră v-ați visat profesori de când erați copil la Galați și ascultați ce vorbeau părinții. Și cred că este rolul nostru să aducem lumea din acest turn al lui Babel, chiar dacă e globalizată, să ajungă să se înțeleagă. Trebuie să fim fără milă în a cere celor care fac discuție să respecte înțelesul cuvintelor. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul pentru acest dialog, care pentru mine a fost extrem de enlightened, ceva care m-a iluminat, nu să folosim cuvântul englezesc, nu? S-a terminat acest timp și vă propun să ne vedem probabil altă dată aici sau la Duke să continuăm acest dialog. Vă mulțumesc foarte mult pentru amintirea dumneavoastră pe care le-ați împărtășit cu noi și mai ales pentru această lecție de știință și de viață pe care ne-ați dat-o. Mulțumesc!